Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistier al bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. O preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieștele învățături pe care le-a propovăduit prea iubitul tău fiu, ajută-i pe toți părinții binecredincioși, ca și pe toți cei care au grijă de creșterea sufletească și trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ție. Povățuiește copiii, preasfântă Fecioară, arătându-te Maica celor ce te cinstesc. Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul Tău, cuvinte care strălucesc ca niște făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte o născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul Tău pe copii și pe cei care se roagă ție pentru ei. Povățuiește copiii să fie săraci cu Duhul, ca a lor să fie împărăția cerurilor. Povățuiește copiii să fie flămânzi și însetați de dreptate, că așa se vor sătura. Povățuiește copiii să fie blânzi, că așa vor moșteni pământul. Povățuiește copiii să fie milostivi, că așa se vor milui. Povățuiește copiii ca să fie curați cu inima, că așa îl vor vedea pe Dumnezeu. Povățuiește copiii să fie făcători de pace, că așa fii al lui Dumnezeu se vor chema. Povățuiește copiii, preasfântă Fecioară, arătându-te Maica a celor care te cinstesc. Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și minunate sunt virtuțile pe care le dobândesc credincioșii. Virtuți pe care le cerem și pentru părinții și pentru copiii, care înalță lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Tu, Fecioară, sălaș al virtuților și ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile și cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre ale celor ce ne rugăm ție. Povățuiește copiii să iubească cele bune și toate virtuțile creștinești. Povățuiește copiii să împlinească cu smerenie poruncile Domnului. Povățuiește copiii hrănindu-i cu laptele înțelepciunii dumnezeiești. Povățuiește copiii să asculte îndrumările bune pe care le primesc. Povățuiește copiii să fie înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Povățuiește copiii să vadă în toți oamenii chipul lui Dumnezeu.
povățuiește copiii, prea sfântă fecioară, arătându-te maică a celor ce te cinstesc. Mulți copii au rămas orfani și nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor în jurul lor, pentru a-i crește cu dragostea pe care numai tu le poți insufla, pentru ca ei să-i cânte lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Pentru toți copiii orfani sau părăsiți de părinți care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete și frig, și pe care vrăjmașul diavol i-a întinat cu nenumăratele patimi, ca și pentru copiii noștri, ne rugăm ție, preasfântă Maică, știind cât de puternică este ocrotirea ta. Povățuiește copiii să caute dragostea la cel ce este dragoste. Povățuiește copiii să înțeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor părinte. Povățuiește copiii, tămăduindu-le rănile și mângâindu-le prea multele dureri. Povățuiește copiii, trimițând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde. Povățuiește copiii, alinându-le tristețea și dăruindu-le să cunoască bucuria. Povățuiește copiii ca să afle calea mântuirii. Povățuiește copiii, preasfântă fecioară, arătându-te maica celor ce te cinstesc. Femeie, iată fiul tău, a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar și spre fiecare din creștinii care lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiți, ci îi cântă lui Dumnezeu, Aliluia. Să se bucure credincioșii și să se veselească și nimeni să nu le stea împotrivă, știind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii și a Evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălțate din adâncul inimii. Povățuiește copiii să-ți cânte, bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Povățuiește copiii, aducându-i la cunoștința minunilor tale. Povățuiește copiii, vădindu-te maica celor ce te laudă. Povățuiește copiii să-L iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii. Povățuiește copiii să facă voia Fiului tău și Dumnezeului nostru. Povățuiește copiii crescându-i ca pe niște fii ai Părintelui Ceresc. Povățuiește copiii, preasfântă fecioară, arătându-te maica celor ce te cinstesc. De tine se bucură toată făptura, cerul și pământul, îngerii și sfinții care stau împrejurul tău și îi ocrotesc pe aleșii tăi, fiindu-le zi de apărare împotriva celor ce îi împiedică și să-i cânte lui Dumnezeu, Aliluia. În această lume în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fără de legii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuți lui Dumnezeu, care au mers pe calea cea îngustă și au primit răsplata mult dorită. Și noi, știind aceasta, te rugăm. Povățuiește copiii cu sfinții cei din viac care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu. Povățuiește copiii cu soborul apostolilor, care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului. Povățuiește copiii cu sfinții ierarhi care dascăl al drepte credinței au fost și minuni au săvârșit. Povățuiește copiii cu cetele mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi. Povățuiește copiii cu sfinții preacuvioși care prin nevoință îngeri în trup s-au arătat. Povățuiește copiii cu toți sfinții la care alergăm pentru rugăciune și ajutor. Povățuiește copiii, preasfântă fecioară,
arătându-te Maica a celor ce te cinstesc. Cine nu va înțelege frumusețea bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândește? Numai cei ce alerg întunericul, întunecați de mândria diavolească și nu vor să cânte lui Dumnezeu, aleluia! De mare dar s-au învrednicit la botez copiii care au devenit mădularea bisericii prin unirea cu Hristos. Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, ca să înveți să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ție așa. Povățuiește copiii să rămână până la sfârșitul vieții în dreapta credință. Povățuiește copiii ca viețuind în ea roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă. Povățuiește copiii să iubească slujbele Sfintei Biserici și să nu se lipsească de dulceața lor. Povățuiește copiii să citească Sfintele Scripturi și cărțile de folos duhovnicesc. Povățuiește copiii să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioșilor. Povățuiește copiii să stea tari împotriva și în învățăturile urâte lui Dumnezeu. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maica celor care te cinstesc. O Preasfântă Fecioară, roagă-L pe iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Duhului Sfânt, Duhul Înțelepciunii, Duhul Înțelegerii, Duhul Sfatului, Duhul Puterii, Duhul Cunoștinței, Duhul Temerii de Dumnezeu și Duhul Binecredinței, ca să te cinstească și să cânte împreună cu noi, aleluia! Având porunca și puterea de la Dumnezeu să ducem o viață de sfințenie și înțelegând aceasta, ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ție. Povățuiește copiii să primească darurile Mângâietorului. Povățuiește copiii ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu. Povățuiește copiii să urce în fiecare zi pe scara virtuții. Povățuiește copiii să se arate vrednici, să fie numărați în ceata aleșilor tăi. Povățuiește copiii ca din tinerețe să se gândească la moarte pentru a gusta adevărata viață. Povățuiește copiii ca prin rugăciune și purtarea crucii să se sfințească. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maica a celor ce te cinstesc. Mulți dintre cei care și-au pus nădejdea în puterile lor și nu în Dumnezeu, au căzut în patim și și-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ție să păzești curăția copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții, aleluia! Știind că vrăjmașul diavol nu contenește a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până și curăția sufletească a copiilor asupra cărora sta binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o Maica lui Dumnezeu, povățuiește copiii cum să trăiască pentru ca la înfricoșătoarea judecată să fie izbăviți de veșnicile chinuri. Povățuiește copiii să deosebească ce este bine de ce este rău în fața lui Dumnezeu. Povățuiește copiii să urască păcatul și toată fără de legea. Povățuiește copiii să se ferească de necuratele și ucigătoarele patimi. Povățuiește copiii să fie prea înțelepți împotriva meșteșugirilor diavolești. Povățuiește copiii să privegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc.
știind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, ne rugăm ție, Maică Preasfântă, de grabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmașului vor aluneca în păcat, ca să-i cânte lui Dumnezeu cu strobire de inimă, Aliluia! Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, și-a risipit viața departe de casa sa, și mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu brațele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat, să-i ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta. Povățuiește copiii ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmașului. Povățuiește copiii că de vor cădea în ispite fără șovăială să se ridice. Povățuiește copiii că de vor rătăci fără zdrobire să se întoarcă la Dumnezeu. Povățuiește copiii că de se vor întina prin botezul lacrimilor de pocăință să-și curățească sufletele. Povățuiește copiii ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate. Povățuiește copiii ca după fiecare poticnire să pună iarăși început bun mântuirii. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc. Nu poate mintea omenească să priceapă cu ușurință pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală și suferință. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnic ajutătoare, alergăm la tine și te rugăm să le alini suferințele cu darul tău, ca să nu uite a-i cânta lui Dumnezeu, Aleluia! Dumnezeu, Cel ce rânduiește toate spre mântuirea oamenilor și nimic nu se întâmplă fără voia sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor și să o preschimbe în tristețe, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ți poți arăta puterea, Maică prea milostivă, strigăm către tine. Povățuiește copiii să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu. Povățuiește copiii să ceară vindecare de la doctorul sufletelor și al trupurilor. Povățuiește copiii să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu. Povățuiește copiii cum să dobândească cununa răbdării. Povățuiește copiii să nu se lase biruiți de deznădejde. Povățuiește copiii să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc. Nepricepuți și lipsiți de darul povățuirii, știindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminați de tine să învățăm pe copii să ducă o viață curată și sfântă, o viață în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântare de slavă, Aleluia! Nu dorim pentru copii doar bunătățile de grab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătățile cele duhovnicești care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ție, povățuiește copiii să-L iubească pe Dumnezeu ca pe părintele lor. Povățuiește copiii să iubească pe oameni ca pe frații lor. Povățuiește copiii să închine Domnului fiecare zi a vieții lor. Povățuiește copiii să mărturisească prin fapte bune dreapta credință. Povățuiește copiii să fie temple vii ale Duhului Sfânt. Povățuiește copiii ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceștia să se îndrepte spre Dumnezeu. Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maica a celor care te cinstesc.
Deșartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, și deșarte sunt gândurile celor care nu însetează după împărăția cea veșnică, după raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilință Aliluia. Maică iubitoare de fii, care strălucești cu putere lângă tronul fiului tău, mijlocește pentru toți copiii care nu au fost botezați, ca să primească lumina nașterii celei de sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viață de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre împărăția cerurilor. Povățuiește copiii să dorească moștenirea vieții veșnice, povățuiește copiii să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc, povățuiește copiii să caute bucuria celor scriși în cartea vieții, povățuiește copiii să păzească cuvântul lui Dumnezeu ca să fie părtași fericirii raiului, povățuiește copiii să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii, povățuiește copiii să ducă o viață aleasă pentru a pregusta bunătățile vieții veșnice. Povățuiește copiii, preasfântă Fecioară, arătându-te Maica celor care te cinstesc. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei care au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu sfinții Aliluia. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu sfinții Aliluia. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu sfinții Aliluia, Aliluia, Aliluia. Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca niște făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii și pe cei care se roagă ție pentru ei. Povățuiește copiii să fie săraci cu Duhul, ca a lor să fie împărăția cerurilor. Povățuiește copiii să fie flămânzi și însetați de dreptate, că așa se vor sătura. Povățuiește copiii să fie blânzi, că așa vor moșteni pământul. Povățuiește copiii să fie milostivi, ca așa se vor milui. Povățuiește copiii ca să fie curați cu inima, ca așa îl vor vedea pe Dumnezeu. Povățuiește copiii să fie făcători de pace, ca așa fia lui Dumnezeu se vor chema. Povățuiește copiii, preasfântă Fecioară, arătându-te Maica a celor care te cinstesc. O preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieștele învățături pe care le-a propovăduit prea iubitul tău fiu, ajută-i pe toți părinții binecredincioși, ca și pe toți cei care au grijă de creșterea sufletească și trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ție. Povățuiește copiii, preasfântă Fecioară, arătându-te Maica celor ce te cinstesc.